Încărcate de sacoșe și cu ochii după cele mai bune prețuri, gospodinele roiesc în jurul piețelor, aprovizionându-se pentru sezonul rece. Fiecare are rețetă proprie pentru zacuscă, compoturi sau dulcețuri, iar supermarketul nu este o variantă pentru cei care vor să mănânce sănătos. Ce anume pregătiți din ele? Ce faceți? Zacuscă? Nu zacuscă, salată. Din asta pentru iarnă, cu roșii, cu zarzavat, ghiveci, morcovi. Și cum le pregătiți? Aveți dumneavoastră o rețetă? Da, radă ardei, îi toc propriu zis ardei, roșiile, morcovul și după aceea le pun sare, conservant și ulei. Și le folosiți la ce? Merge și la ciorbe și la tocană. Sunt mai bune acestea decât să le cumpărați? Mai bine le faceți dumneavoastră? Fiecare cum e obișnuit. Prețurile cum vi se pare? Alegem, piața e liberă. Și mai scumpe și mai ieftine, depinde după buget. Cum avem bani, atât cumpărăm. Ce anume pregătiți? Bulion, zacuscă? Vinete, zacuscă. Și faceți zacuscă de vinete? Aveți o rețetă dumneavoastră specială? Așa, nu specială. Ce să zic? Mama de piață, nu are valoare banul deloc. Așa. Vi se par scumpe legumele? 2 lei vinetele, normal, nu știu cum să zic. Nu știu. Și câte kilograme de vinete trebuie să puneți la o serie de zacuscă? Cum le faceți? Care sunt cantitățile? Adică? La 5 kg de zacuscă pun 2 de ceapă. Așa, mai mult la ochi nu fac rețete cum fac sărbii. Nu numai cei care vând fructe și legume fac profit în această perioadă, ci și magazinele de menaj care vând borcane sunt căutate de gospodine. Am văzut că ați luat borcane, vă pregătiți pentru conservele de iarnă? Da, domnișoară. Ce anume pregătiți? Păi, de exemplu, începem cu sucul de roșii, nu? Zacuscă și după aceea, în raport de cum evoluează timpul, începem să conservăm castraveți, gogonele și așa mai departe, da? Prețurile cum vi se pare? Nu le dictăm noi, le dictează piața. Deși marile magazine abundă de conserve gata preparate pentru care nu trebuie să muncești, majoritatea gospodinelor aleg să-și pregătească în casă bunătățile. Pentru cei care nu au timp să gătească, există și persoane care sunt dispuse să vândă borcanele cu bunătăți pregătite ca la mama acasă.